Procuratura Generală este cea care trebuie să intervină în cazul declarațiilor făcute de Bașcana Găgăuziei despre separarea autonomiei în cazul unei potențiale unire a Republicii Moldova cu România. Despre asta a anunțat ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru. Autoritățile competente de a investiga orice acțiune ilegală presupusă sau orice categorie de infracțiune sunt organele de drept, procuratura. Într-un comentariu oferit pentru Newsmaker, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a menționat că încă nu există vreo cauză sau proces penal în gestiunea Procuraturii care ar viza subiectul expus. Totodată, ea a dat asigurări că instituția urmărește atent evenimentele, iar în cazul depistării unor abateri de la normele protejate de legea penală, va interveni potrivit legii. În același timp, există semne de întrebare legate de cardurile bancare rusești MIR promise locuitorilor din Găgăuzia de Evgenia Guțul. Probabil că aici trebuie să discutăm și cu Banca Națională, dar sunt niște principii generale în care sistemele de plăți circulă în Republica Moldova. Nu cred că sistemul bancar sau sistemul de plăți MIR este utilizat în Republica Moldova. Trebuie să concretizăm acest lucru și de moment ce nu avem acces sau nu au acces asemenea sisteme de plăți, respectiv și cardul nu pot fi utilizat în Republica Moldova. Aflați într-o vizită la Moscova, Bașcana Găgăuziei, Evgenia Guțul a semnat un acord privind utilizarea cardurilor rusești MIR. Potrivit ei, acest lucru va permite autonomiei să depășească blocajul economic impus de Chișinău și să aducă fonduri în Găgăuzia pentru finanțarea proiectelor sociale, de infrastructură și economice. Serviciul Vamal are un nou șef interimar, este vorba despre Viorel Doagă. Numirea acestuia în funcție a fost propusă de ministrul finanțelor Petru Rotaru și a fost aprobată de guvern la ședința din 10 aprilie. Domnul Doagă are o experiență de circa 20 de ani în cadrul serviciului Vamal, a activat în diferite funcții și cunoaște domeniul foarte bine. Totodată, în 2019, dumnealui a asigurat interimatul serviciului Vamal. De asemenea, premierul Dorin Recean a menționat că apreciază integritatea și corectitudinea lui Igor Talmazan și că ar fi un exemplu pentru funcționarii publici. Serviciul Vamal a rămas fără conducere după ce Igor Talmazan și-a dat demisia de onoare săptămâna trecută, în urma scandalului de corupție de la aeroportul Chișinău. Acesta a motivat că își asumă reușitele, dar mai ales eșecurile. La câteva ore de la numirea lui Viorel Doagă în funcție de șef interimar al serviciului Vamal, directorul adjunct al instituției, Nicolae Vudcareov, și-a anunțat demisia după 2 ani și jumătate de activitate. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că le mulțumește pentru experiență partenerilor, autorităților și colegilor săi. Fostul președinte al partidului Platforma DA, Andrei Năstase, este pregătit să candideze la alegerile prezidențiale din această toamnă. Anunțul a fost făcut de fostul ministru de interne în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune. Acesta a refuzat însă să ofere detalii suplimentare la subiect. Ce pot să vă spun astăzi, punctual la întrebarea dumneavoastră, ca să nu întindem foarte mult, este că sunt pregătit pentru a participa. Și bineînțeles, niciodată să nu spun niciodată. Mai ales în condițiile în care nu avem o certitudine cu privire la acest exercițiu. Năstase nu a specificat nici dacă va candida independent. În același timp, președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat la o altă emisiune că nu va intra în cursa pentru fotoliul de președinte, însă decizia finală va fi luată în interiorul formațiunii. Am zis că nu am avut astfel de intenții, nu am planificat astfel de acțiune. Intenționați să susțineți candidatul unei alte formațiuni sau un candidat comun la prezidențiale? Toate aceste lucruri le discutăm în echipă și după ce ele vor fi într-o formulă sau alta definitivate la nivel de discuții, vom anunța public. Alegerile prezidențiale vor fi organizate în luna octombrie, data exactă urmează însă să fie stabilită ulterior. Viceprim-ministra pentru integrarea europeană, Cristina Gerasimov, anunță că țara noastră nu are restanțe la capitolul negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Noi deja suntem în prima fază în acest proces. Nu putem să spunem că suntem într-o întârziere. Ba din contra, Comisia Europeană face tot posibilul ca noi să avem la îndemână toate instrumentele necesare. Gerasimov a fost întrebată de jurnaliști cum va evolua relația Republicii Moldova cu NATO pe parcursul negocierilor cu blocul comunitar. NATO este o organizație diferită și nu are nimic nu are legătură cu parcursul nostru european. Declarațiile viceprim-ministrei au fost făcute în cadrul vizitei sale de la Bruxelles, unde se află și colega noastră, Stella Untilă, care transmite detalii în redacție despre procedura de screening și sesiunile explicative privind legislația UE.
Ansamblul Hecenii, care a făcut furoare la Românii au talent, va beneficia de susținere financiară. Astfel, tinerii dansatori se vor putea antrena într-o sală modernă. Premierul Dorin Recean a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să pregătească ordinul pentru alocare a 1,3 milioane de lei. Banii vor fi transferați din fondul de rezervă a guvernului. Noi cu toții suntem mândri de cum tinerii de la Hegel Nou ne-au adus faimă la România au talent, în același timp când colegii noștri de la Hâncești au fost și au văzut în ce condiții ei se antrenează, s-a descoperit că avem nevoie să-i ajutăm. În data de 4 aprilie, membrii ansamblului de dans din satul Heciul Nou, raionul Sângerei, au impresionat juriul prin măiestria și sârguința lor. Prestația fenomenală le-a adus acestora gold în bază la concurs și le-a garantat un loc direct în semifinală. În prezent, coregraful ansamblului Hecenii Dionisie Colibaș, un tânăr de 26 de ani, îi antrenează gratuit pe copii, după ce autoritățile locale au refuzat să susțină financiar activitatea dansatorilor din sat. Aceștia au remarcat la emisiune că nu au un loc de antrenament, iar victoria la concurs le-ar asigura realizarea visului. Focul Haric va fi adus în țara noastră și în acest an. Anunțul a fost făcut de Mitropolia Moldovei, care va organiza în perioada 29 aprilie-4 mai un pelerinaj în Israel. Mitropolitul Vladimir va merge personal după Lumina Sfântă. Ienoriașii care își doresc să participe sunt invitați să meargă, însă pentru ei pelerinajul va fi contracost. Focul Haric va fi adus la Chișinău cu o cursă avia, iar sâmbătă seara, în ajun de Paști, Lumina Sfântă va fi împărțită preoților și credincioșilor în fața Catedralei Nașterea Domnului din capitală. În acest an, focul Haric va ajunge în Moldova pentru a 22-a oară. Paștele Ortodox va fi marcat în data de 5 mai. Первое свидание в парке. Счастливое детство на любимой улице и студенческие годы в университете. Воспоминание, которое врезается в память на долгие годы, чаще всего подкрепленное особенным местом. Сегодня команда Ньюсмейкер решила узнать у жителей столицы, какие места Кишинева пробуждают у них самые теплые воспоминания. Знаете, ЗАГС, вот мы только что оттуда. Именно это место будет пробуждать во мне самые теплые воспоминания. Комсомольское озеро. Еще что, долина Рот. Ну, вся молодость здесь прошла. Так что еще? Учеба, молодость, работа. А сейчас уже старость. Cred că aș spune parcul la izvor, pentru că acum el a devenit un pic așa mai european. E mai multe activități acolo sunt și multă lume și un pic așa, vibe-ul mai interesant. Ну, связано с мединститутом, который я заканчивала. Мединститут или это как армия. Встал, ушел, учил, сдал. Воспоминания прекрасные, все равно любила молодость и так далее. Это Марин, наверное, тем более. Дича? Acolo am trăit cele mai emoționante clipe. Acolo a fost declarația de independență. Țin minte, am participat activ. Место, где мы познакомились со своим мужем первый раз на Рыжкановке в парке. Ведь это ощущение внутреннее дают запоминание места, а не наоборот. Театру Чехов. Acolo e aproape toată comunitatea interesantă LGBT. Să știți. Servicii medicale de calitate pentru deținuții care sunt transferați la necesitate în penitenciarul cu statut de spital numărul 16 Pruncul din Chișinău. Un lot de echipamente, dispozitive și mobilier medical a fost donat de Consiliul Europei pentru a oferi acces la investigații de ultimă generație. Potrivit conducerii penitenciarului, utilajul va permite lucrătorilor medicali să efectueze proceduri într-un timp record. Avem niște echipamente învechite, pe alocuri deja care erau uzate, dar totuși funcționale, dar care erau depășite deja în legătură cu necesitățile medicinii actuale. Informația care ne furnizează echipamentele date
depășește mult ceea ce am avut noi anterior. Donația partenerilor străini a fost făcută în două tranșe, iar valoarea echipamentelor depășește 250.000 de euro. Este vorba de monitoare pentru pacienți, mese chirurgicale electrice, dispozitive pentru efectuarea electroencefalogramelor, lămpi pentru examinare, scanere pentru ultrasonografie portabile și diferite mobiliere medicale. These have targeted all aspects of healthcare in prison so as to better ensure prisoners' health, create a more positive climate for the rehabilitation of prisoners and ultimately help facilitate their eventual reintegration into society. Unii deținuți spun că era nevoie de unele echipamente moderne în cadrul spitalului. Utilajele sunt imperios necesare pentru femeile gravide care își spășesc pedeapsa după gratii. Acestea au nevoie de monitorizare specială atât în timpul sarcinii cât și după. Este și cazul acestei femei care a ajuns în închisoare când era însărcinată în luna a patra. Fost medic ginecolog pe copilul, fost medicul și l-a văzut. Este pediatru. Da, adică pediatru de una țapă am ieșit în oraș cu dânsul ca să iei să-i facă rengenul în altă. Și acest bărbat a beneficiat recent de tratament în cadrul spitalului de tip penitenciar. Și am fost transferat aici, în 3 săptămâni, medicii m-au pus pe picioare. Adică acum e tot normal. Mi-au dat un curs de lecuire foarte, foarte bine, adică m-au tratat foarte repede, în 3 săptămâni nu mai simțeam boală. Penitenciarul cu statut de spital numărul 16 Pruncul are capacitatea de peste 250 de locuri. În cadrul acestuia sunt câteva secții medicale, cum ar fi secția maladii infecțioase, boli interne, psihiatrie și neurologie, chirurgie și altele.